Bună ziua, dragilor! Eu sunt Georgian, iar astăzi vom discuta împreună despre cum putem calcula bugetul unei călători. Ei bine, pentru acest lucru, în primul rând, eu mă voi folosi de aplicația Foi de Calcul disponibilă în Google Workspace. De pe un browser, de preferat Google Chrome, fiind logat cu contul meu de Google, apăs pe secțiunea aplicații Google care se găsește în dreapta sus atunci când deschid o filă nouă în cazul în care sunt deja logat în contul meu. Apăs pe cele nouă punctulețe la aplicații Google și deschid foi de calcul Google sau Google Sheets. Dacă vreau să creez o foaie de calcul nouă, apăs pe acest buton plus care îmi apare în partea stângă, unde scrie Începeți o nouă foaie de calcul. În cazul meu, eu am deja creat o foaie de calcul care se numește buget de călătorie. Iată ce am pus eu în acest buget de călătorie, cum am compartimentat eu bugetul. În primul rând, am pus pe categorii: costuri generate de carburant, de consum, pentru că vreau să mă deplasez cu autoturismul personal, costuri legate de cazare, costuri legate de masă, costuri legate de intrare la obiectivele turistice alte cheltuieri care pot apărea pe parcurs și apoi totalul. Și am pus pe zile, să calculeți acest buget, am ziua 1 până la ziua 5 și apoi total, da, pentru totalul cu carburantul pentru fiecare zi în parte, respectiv cu cazarea masa intrare la obiective și apoi aici voi obține totalul pentru toate cele 5 zile, pentru toate categoriile incluse aici de mine. Traseul. Eu m-am gândit în această călătorie să merg pe următorul traseu. Fiind din călăraj, plecarea va fi din călăraj, dar am introdus aici locul de plecare și locul de sosire unde mă voi caza în ziua respectivă. Voi pleca din Călăraș și voi, mă voi opri mai întâi la Târgoviște. De la Târgoviște vreau să merg pe Transfăgărășan, iar un, o localitate de pe traseul acesta, de pe Transfăgărășan, este Arefu, care este cea mai apropiată locație sau mai bine zis localitate unde mă pot caza dacă vreau să vizitez, spre exemplu, cetatea Poenari, care se află în apropierea barajului Vidraru. Apoi de la Arefu vreau să plec la Sinaia pentru că vreau să văd și castelul Peleș. De la Sinaia voi merge la Slănic Prahova pentru că vreau să vizitez și Salina care se află la Slănic Prahova. Iar de la Slănic Prahova mă voi întoarce la Călăraș, nu înainte de a trece pe la vulcanii noroioși de la Berca. Acest aspect este foarte important. Să ne construim o listă de obiective turistice pe care dorim să le vizităm, să verificăm programul de vizitare al acestora pentru a ne asigura că putem intra și că se pot vizita în zilele în care mergem noi, precum și tariful de intrare la acestea pentru a ne putea construi apoi bugetul de intrare la obiectivele turistice, care este o parte a bugetului nostru total de călătorie. E bine, Dacă nu știu cu exactitate care este programul de vizitare al unui anumit obiectiv turistic pe care doresc să-l vizitez, sau dacă nici măcar nu știu cu exactitate dinainte ce obiectiv turistic sau ce obiective turistice se află în orașele pe care doresc să le vizitez, Google mi este de folos. Spre exemplu, pot deschide o filă nouă și aici să scriu Târgoviște, obiective turistice. Și iată mai apare o listă de obiective turistice din orașul Târgoviște. Parcul Chindia, turnul Chindiei, iar primul este Ansamblul monumental Curtea Domnească. Ei bine, sigur că atunci voi dori să merg la acest ansamblu monumental Curtea Domnească. Și atunci ce fac? Iată, copiez de aici numele Ansamblul monumental Curtea Domnească, apăs, clic dreapta, copiază sau control C, lipesc în barea de căutare și scriu aici program da, programul de vizitare. Program și tarife. Am apăsat Enter. Și iată, mai apare aici prima pagină pe care mă găsește: program și tarife, turnul Kindi. Dau clic și intru pe turnul Și am aici, iată, programul de vizitare pe timp de vară. În cazul acesta este, este vară, de la 9 la 13. Copiez de aici, 9, 18, 30, așa cum îmi scrie, și mă duc în foaia mea de calcul și scriu aici. Da, și vedem că turnul Chindiei face parte din ansamblul monumental Curtea Domnească. Și scriu aici, ansamblul monumental Curtea Domnească. Voi pune și de mare. Măresc această coloană făcând dublu clic aici pe A. Lipesc cu control și V și tasta V sau cu clic dreapta lipire. Programul, iar tariful de intrare, conform acestui site, este de 10 lei de persoană. 10 lei. Trebuie să țin cont că acest calcul pe care vă face eu referitor la buget se referă la o persoană, în funcție de numărul de persoane care vă trebuie. De exemplu, dacă mergeți cu părinții, ești tu și cei doi părinți. Atunci, practic, 10 lei ori 3 va reprezenta o sumă de 30 de lei. Bun. Mai departe, văd că avem Muzeul Scriitorilor din boviteni, Dacă vreau să-l vizitez, îl trec și pe acesta. Apăs control C. L-am lipit. Și punem tariful de programul de vizitare, care este, este același. Și atunci nu fac altceva decât să trag de această căsuță. Iar tariful de intrare, văd că este 7 lei de persoană. Voi pune aici doar fără lei, 7. 10 la ansamblu, 7 aici. Bun. Și atunci, pentru ziua 1 la intrare obiective, am deja 17 lei. Și am pus 17 aici. După care, trebuie să văd costurile cu carburantul. Eu îmi stabilesc costurile cu carburantul pe un anumit site web care mă ajută în acest sens. Și anume este vorba de site-ul distanță.ro. Scriu pe Google distanță.ro și apăs asta Enter, deci distanță.ro. Fără diacriticele, distanța.ro. Și mi-apare acest site. Iată, și veți vedea care sunt avantajele acestui site. Voi accepta cookie-urile și apoi, spre exemplu, pun traseul meu călăraș. Am spus că prima dată voi pleca de la călăraș și voi merge la târgoviște. Și apăs pe butonul direcții, după ce am introdus cele două puncte, punctul de plecare, respectiv punctul de sosire. Și iată, îmi arată traseul meu de la Călăraș la Târgoviște. Cu ajutorul scrollului pot face zoom out sau zoom in. Și ce îmi spune aici? Am o casetă foarte interesantă în partea stânga sus. Îmi spune, pot selecta viteza de deplasare, spre exemplu eu voi zice că voi merge cu viteză medie de 80 de km pe oră, timpul necesar parcurgerii traseului cu această viteză, consumul de carburant, aici în funcție de ceea ce observi eu în bordul mașinii. Eu știu că am un consum de 6 la 100. 6 litri la 100 de kilometri. Și atunci el îmi spune că pe această distanță voi consuma 12,2 litri. Costul va fi de 95 de roni. El automat preia pe acest site costul mediu al carburantului al motorinei în ziua respectivă. Bun, și astfel pot afla cât mă costă carburantul. Și iată, pentru prima zi pot estima un cost de carburant la 95 de lei. Și atunci eu iau acest 95 și îl introduc la mine la ziua 1 la cost carburant. 95. Și desigur că așa pot face pentru fiecare zi. Pe acest site pe distanță.ro Iată pot selecta și altă rută din partea stânga jos în cazul în care există și altă rută disponibilă. Și iată pe această rută voi fi mai lent, voi merge mai încet pentru că el recunoaște anumite restricții de viteză. Și viteza maximă pe fiecare porțiune de drum, dar mă va costa carburantul doar 81 de lei. Voi rămâne cu, cu ruta 1, cea cu 95 de lei, cu 12 litri de carburant, pe cealaltă doar 10,3 litri. Bun, mai departe, ce am de făcut? Pe acest site spuneam că dacă apăs butonul Schimbă, pot introduce o nouă destinație. Ce aveam eu pe traseul meu următoarea destinație? Era aref dacă care se află pe Transfăgărășan. Apăs aici la Adaugă destinație, introduc aref și iată mi-arată acum drumul până la Arefu. În total îmi spune 162 de lei. Și astfel, de exemplu, pot scăpa și pot merge chiar cu totalul final dacă introduc toate destinațiile. De exemplu că aveam Arefu. De la Arefu eu vreau să parcurg tot Transfăgărășanul și dacă mă uit pe, pe hartă, iată, dacă parcurg drumul DN7C, Transfăgărășanul cu trecere pe la Bălea Lac, în capătul acestuia ce localitate se află? Se află localitatea Cârțișoara. Atunci introduc Cârțișoara. Și apăs din nou direcție. Și iată, mă duce până la Cârțișoara. Spuneam că mai departe eu vreau să ajung de, la, de, pe Transfăgărășan la Sinaia. Și atunci introduc, apăs din nou butonul schimbă din dreapta jos, pe distanță.ro și introduc ca următoare destinație, Sinaia. După care pot adăuga o nouă destinație. De la Sinaia am spus că voi merge mai departe la Slănic Prahova. Slănic Prahova. De la Slănic Prahova am spus că vreau să trec întâi pe la vulcanii noroioși. Voi introduce aici chiar vulcanii noroioși. Hai să vedem dacă îmi recunoaște această locație. Dacă îmi recunoaște locația, îmi va apărea punctulețul cu verde. Vedeți cum am aici lista de la A la F cu verde, așa îmi va apărea și cu vulcanul Noroiș. Apoi adaugă destinație. Iată, vulcanul Noroiș nu mi-a recunoscut pentru că este un obiectiv, dar nu o localitate. Atunci voi trece Berca, pentru că în apropiere de Berca se află pâclele mari ale vulcanilor Noroiș. După care am spus că mă voi întoarce la Călăraș. Apăs Călăraș, ultima destinație și apăs din nou direcții. Și iată acum îmi arată harta traseului total. Chiar poți să adva această hartă făcând un print screen și, și lipindul sau pot face o fotografie sau o captură de ecran, cum doriți voi. Și iată, mi arată că pe acest traseu total voi consuma aproximativ 52 de litri, cu un consum mediu de 6 litri la 100 de kilometri, în total 409 ron. Și atunci deja pot scăpa și introduce aici cu aproximație, o să zic, nu 409, ci 410. 410 Totalul la, la carburan, nu este totalul aici, ci totalul la carburan. Pot pune aici 410, spre exemplu, sau pot pune pe zile, ați văzut cum am făcut mai devreme, dacă vreau să iau din punct în punct. De exemplu, apăs schimbă, șterg aceste obiective și pot adăuga, șterg și târgoviște, pot adăuga ca plecare târgoviște, iar ca destinație, spre exemplu, Bâlea Lac și pot vedea cât mă costă carburantul de la Târgoviște la Bâlea Lac. Estimează ei că aproximativ 90 de ron cu un consum mediu de 6%. Dacă voi schimba și voi pune destinația mea așa cum am introdus în tabel și anume Târgoviște Arefu, voi vedea cât mă costă până la aref și anume 66 de lei și introduc aici la carburant pentru ziua 2, 66, dar un egal. Dacă vreau să introduc mai multe, pun egal și pun, spre exemplu, dacă iau pe bucăți, pun la bălea lac și apoi înapoi, de exemplu, pot introduce 30 plus 35. Dacă observ că acesta este traseul și încalculează calculează automat totalul 65. Eu spuneam că am descoperit cu distanță.ro că am un total de 66. Și intru un 66. Ziua 3 am spus că merg de la Arefu. Parcur tot Transfăgărășanu până la Cărțișoara și apoi merg la Sinaia. Și văd că mă costă 110 lei. Introduc 110 pentru ziua 3. Merg mai departe cu ziua 4. În ziua 4, așa cum am trecut aici, plec de la Sinaia și ajung la Slănic-Prahova. Și atunci merg pe distanță și introduc, aici șterg cărțișoara și pun Sinaia-Plecare, Slănic-Prahova-Sosire. Apăs pe direcții și atunci spune că sunt 64 de km într-o oră și 13 minute, cu consumul de 6%. Am un cost al carburantului de 30 de lei. Și mă duc la mine și pun 30 de lei. În ziua cincea, apăs aici schimbă și din nou avem Slănic-Prahova. Apoi introduc Berca, pentru că am spus că merg la Vulcanino-Rioși. Apoi Călăraș. Și apăs direcții. Îmi arată traseul costul 107 lei. 107. Pentru a calcula totalul, avem aici un total introdus. Voi șterge acest total cu ajutorul tastei Delete și voi calcula totalul de pe rând. Și apăs egal cu... Și iată deja îmi sugerează programul să fac suma rândurilor, suma coloanelor de pe acest rând. Și nu am de făcut altceva decât să apăs asta Enter și mi-arată 408 lei total. Iată, aproape de cel 410 pe care îl trecusem eu. Sau o altă variantă mai este să apăsăm din meniul inserare, funcție. Deci avem de sus inserare, funcție. Și aici vedem că prima funcție de sus este sum, adică suma. Și aici Apoi selectez căsuțele la care o sumă vreau să o calculez. Și am selectat aceste căsuțe și apăs asta Enter. Și iată 408 lei. Dacă vreau să extind formula de calcul pentru următoarele rânduri, e bine, nu am de făcut altceva decât să trag de acest punctuleț în jos. Și iată, îmi va calcula totalul în funcție de ceea ce introduc eu. Și iată, pentru că am doar acești 17 introduse aici, am 17 la intrare obiective în acest moment. Iar totalul aici... Trebuie să schimb pe coloana cu total și să pun să încalculeze totalul de pe celelalte rânduri ale coloanei. Și o să apăs aici egal cu sum. Deschid paranteza și selectez căsuțele de sus, căsuțele anterioare. Și apăs asta enter. Și iată, momentan totalul este de 425, pentru că am un 408 și un 17. Mai departe